2023 este anul în care la școala George Poboran continuă investițiile. Obiectivul principal al conducerii unității este acela de a demara lucrările de extindere a clădirii cu un nou corp format din 8 clase. În felul acesta se va soluționa cea mai stringentă problemă a școlii, spațiul insuficient. În ultimii ani aici numărul elevilor a crescut, iar cancelaria a fost transformată în sală de clasă. Dacă acest proiect va fi implementat, atunci toți elevii vor învăța într-un singur schimb. Anul acesta solicităm alocarea unor sume de bani pentru demararea construirii noii clădiri de care avem neapărat nevoie, ca urmare a creșterii numărului de elevi. Asta este principala cheltuială pe care noi o angajăm. Nu știu exact suma care va fi alocată anul acesta, dar sperăm ca măcar să începem proiectarea clădirii și eventual apoi licitația și punerea temeliei anul acesta. Acesta este principalul obiectiv. Ținem cont de solicitarea părinților de a învăța toți elevii, prin urmare inclusiv cei de gimnaziu, numai dimineața, astfel încât noua clădire va avea 6 săli de clasă plus alte 2 pentru bibliotecă și cancelarie. Pentru că momentan cancelaria a fost transformată într-o altă sală de clasă. De asemenea, au fost solicitați bani pentru dotarea claselor. În 2008 au fost făcute ultimele achiziții în ceea ce privește mobilierul școlar. Totodată se dorește amplasarea unui sistem de umbrire pentru a menține o temperatură și luminozitate normală în clase. Acest sistem este mult mai economic și eficient decât instalarea unor aparate de aer condiționat în clase. Alte investiții privesc dotarea sălilor de clasă cu mobilier modern. Ultima dată au fost dotate sălile de clasă printr-un proiect ministerial în anul 2008. În ultimii ani, prin bunăvoința părinților, am reușit să mai amenajăm câteva săli de clasă, deci prin sponsorizări, dar este în continuare nevoie de schimbarea mobilierului și am solicitat bani și pentru schimbarea mobilierului școlar, pentru dotarea a 2 laboratoare, unul de fizică și altul de chimie. De asemenea, un sistem de umbrire pentru fațada principală a clădirii, întrucât suntem cu fața spre sud-vest și după amiaza este destul de multă luminozitate și asta ne afectează în ceea ce privește desfășurarea orelor, pentru că majoritatea dintre noi, acum, având și tehnologia necesară, folosim foarte des videoproiectoarele în desfășurarea orelor și acest sistem de umbrire ne-ar fi foarte, foarte util. În planul de dezvoltare de anul acesta sunt prinse și dotări noi pentru laboratoarele de fizică și chimie, dar și achiziționarea unor noi tablete pentru copii prin PNRR. Gadgeturile primite de la primărie prin proiectul e-educație sunt raportate la numărul de elevi din 2019, iar acum acesta este mult mai mare. Astfel că este nevoie de noi achiziții.